Bună seara și bine v-am găsit! Iată că suntem din nou împreună într-o frumoasă seară de sâmbătă, o seară în care încerc, ca de obicei, să aduc pe canapea familii frumoase, familii optimiste, familii care cred că și aici acasă poți să mergi înainte, să-ți faci planuri de viitor și să ai vise atât cât în cap într-un suflet de om. În ultima vreme descoper tot mai multe familii tinere, familii care, deși au copii, cumva sunt pe linia de plutire, încearcă atât el cât și ea să meargă înainte, să-și facă carieră, să crească copiii în rând cu ei și de cele mai multe ori să fie un exemplu demn de urmat pentru cei care îi cunosc, dar și pentru al de noi, care din când în când îi scoatem la micul ecran și încercăm să ne încărcăm bateriile cu energia lor pozitivă. Se aude ciripita aici în studio, drept dovadă că această frumoasă familie are două floricele mici care le fac existența frumoasă zi de zi. Ea este fata care, până la nașterea celui de-al doilea copil, a lucrat în televiziune prezentând datele meteo. Cât despre timpul, probabil, Nicoleta spune întotdeauna că nu există o credibilitate 100%, pentru că el, timpul, este cumva imprevizibil. Așa că ea aleargă întotdeauna cu un pas înaintea timpului, iar pentru ca să le reușească pe toate, are alături de ea un stâlp de nădejde, capul familiei, cel fără de care nu ar fi fost astăzi cea pe care o cunoaștem, Nicoleta Rogac și Lucian Rogac. Bună seara, oameni buni! Bună seara! Știți de ce am vorbit atât de mult cu alea de pe scenă? Pentru ca să încercați cumva să creați confortul aici pe canapea, pentru că Aurora este un copil frumos și deștept, care nu poate să stea locul. Ea trebuie cumva să descopere ceea ce se întâmplă aici. Iar Paula este prințesa familiei, care este Lele și este mai mare. Și te-am auzit cum îi spuneai povestea Aurorei și atât cu minte te asculta încât atunci când am început imprimarea sa, că am plictisit deja. Dincolo de asta, pentru cei care vă cunosc mai puțin, ziceam că aveți un orar foarte încărcat. Lucian este avocat de meserie, deci merge la serviciu de la oră la oră. Iar acasă orarul este suplinit cumva de mama, de gospodină, care are grijă de Paula și de Aurora. Ești jurnalist de meserie. Ai colecții frumoase de haine, zic eu, pentru că pot să zic pe bune, ești designer vestimentar și pentru cei care te cunosc mai bine, ești Nicole Storm. Da? Pentru că așa ai încercat cumva să te afirmi. Și acum uite că Aurora, zic eu, ți-a dat existența peste cap, pentru că timpul liber este din ce în ce mai puțin, clepsidra se întoarce tot mai des, dar ziceam că ai alături de tine un bărbat care te susține și care încearcă cumva să creeze acel echilibru în familie. Lăsăm pe Lucian să vorbească un pic. Dacă vrei, îți permit să ieși, să faci o tură prin studio. Eu pot, pur și simplu, să stau în picioare, probabil, alături. Dacă te lasă Aurora, poți să stai și în picioare. Lucian, vreau să te întreb din start cum ai reușit să o convins să se căsătorească destul de repede, fiind încă studentă, cum ai convins-o că copiii se fac în tinerețe și că poți să mergi înainte să-ți faci o carieră și cu unul, doi copii? Wow, întrebări sunt multe. O să încerc pe rând să răspund la toate. În primul rând, am găsit-o. Ne-am găsit printr-o prietenă comună, Loredana. Am făcut cunoștință destul de repede după ce am aflat unul de altul. Și nu știu, ne-am îndrăgostit destul de repede unul de altul. Chiar foarte repede, aș spune. Foarte repede. Am mers într-un program din ăsta super rapid, super intensiv. De ce? Nu mai aveai tu răbdare? Nu, așa s-au primit lucrurile. Am început să ne întâlnim în februarie, pe 13 februarie. Da, Lucian, așa-i place să spună, că în ajun de 14, și odată așa mai am romantic. Mers pe 14 ai venit cu flori, probabil, deja. Da, sigur. Da. Am mers într-o călătorie în Odessa cu niște prieteni comuni și de acolo a început relația noastră. Ca da, la scurt timp, pe data de 15 aprilie, de acum i-am și făcut propunerea. Deja, frumos. Foarte repede. Parcă sunteți de modă veche, că acum mai se întâlnește câte 2-3 ani până se hotărăsc să-și pună pe rostriile. Adevăr, a fost foarte repede și nunta deja în octombrie, doar fiindcă am așteptat prietenile mele să se întoarcă din America. Adică și nu am știut să o facem mai repede. Da. Eram gata să o facem. În ce an de facultate erai când ai făcut nunta? Primul. În primul an de facultate. Deja a doilea trecuse vara.
Da, nunta era în anul 2, în anul 2. Ne-am făcut cunoștință, eram în primul an. Nu a existat frica asta că odată femeie măritată îți pui ciupici de casă și nu mai reușești să finalizezi facultatea? Și chiar și acum majoritatea prietenilor încă nu sunt căsătorite, nu au copii, ne mai vorbind. Toate cunoștințele mele care au copii sunt din partea soțului. Dar eu eram pregătită, cumva, poate mai matură. Eu îmi doream familie foarte mult. Și de asta nu a fost o surpriză și a fost și persoana potrivită. S-a fost un băiețel de 20 de ani ca și mine, nu mai făceam noi familie. Și... Lucian, pentru ce calități ai apreciat-o pe Nicoleta la început? Pe urmă, altfel descoperi omul, dar atunci când dragostea este aprinsă, dincolo de frumusețea fizică pe care o vezi un bărbat, ce te-a atras la Nicoleta? Vorbea mult. Da, asta. Vorbea foarte mult. Te completa pe tine, tu de obicei taci. Ai o meserie care nu prea îți permite să taci. Nu, nu e vorba că tac, da, că meseria nu îmi permite, dar vorbea foarte mult și vorbea interesant. Și prin asta, nu știu, mi-a atras atenția ca după aia să descoperi celelalte calități la ea. Nu eram la curent că a vorbit mult, dar un plus, eu știam că lui nu-i place această calitate a mea. Acum dar mai are timp să vorbească interesantă. Mai puțin. Ne vedem puțin, adică avem puțin timp la dispoziție să discutăm. Mm-hmm. Eu vin seara după lucru cu Bacu Paula, Bacu Aurora și mai puțin timp de discuție în doi. Da, mai organizăm. Mai recuperăm. Ne ajută bunii, da, și mai recuperăm noi. O să vină și bunicii la discuție, dar vreau pe voi deocamdată cumva să vă bag în globul ăla al unei familii care merge înainte nefiind lipsită de problemele cotidiene, de acea rutină cu care se confruntă la început de cale toată lumea, dar vreau să te întreb pe tine, Nicoleta, de ce, Lucian, de ce ai acceptat atât de repede să te căsătorești? Băiatul cu perspectivă, o facultate bună în spate, o meserie la activ, vine dintr-o familie bună? Știi, noi, fetele, întotdeauna atunci când alegem bărbatul potrivit, ne gândim să fie un tată bun pentru copii, în primul și în primul rând. Cred că fost toate cele enumerate. Și nu știu. Chiar eu fac deciziile foarte greu, dar foarte greu. Eu să aleg în restaurant, de exemplu, ce vreau să mănânc, asta durează. Dar atunci nu știu cum m-am decis. Așa m-a amețit, m-a cucerit, m-a îndrăgostit. Chiar nu pot explica. A fost el. Cum ați făcut față creșterii primului copil, facultate? Note bune, știu că ai fost una din cele mai bune studente. Am chiar de bursă. Erai însărcinată, copil mic, nu lipseai, reușeai să fii activ, aveai și bursă. Reușeam. Cum? E foarte complicat. Fetele singure nu reușesc să se trezească, să meargă la prima pereche. Ori tu aveai de făcut zeamă, burș, de spălat ciorapi. Soțul m-a ajutat și am avut bună jumate de zi cât plecam la universitate. A fost posibil. Că altfel nu era real. Noi am decis că la acel moment era important eu să finalizez studiile. De exemplu, acum sunt eu 24 din 24 cu Aurora, fiindcă sunt pregătită pentru asta. Am deja și o mică experiență vrei profesională. Vrei să încerci să te așezi dacă reușești? Nu cred că o să-mi permită. Bine, stai acolo. Și de asta a fost posibil să fac studiile, mai ales că, din contra, copilul parcă m-a organizat și mai mult. Nu a fost un impediment nici de cum. Lucian, erai tata și ești tata care participă activ la creșterea fetelor? Sigur. Da. Cum altfel? Știi cum se schimbă scutecul? Da. Eu prima m-am învățat cum se schimb scutecul, Paula. Ambele naștere au fost activ prin cezariană. Și el a fost cel care a petrecut timpul cu ele în prima noapte, în ambele cazuri. Mai ales acum au fost niște complicații și eu am lipsit 30 de ore. Pe tata, dar... Da. Nu, am îndurora, mai ales că prima seamănă mai mult cu tata, a doua încă nu sper eu că seamănă și cu mine măcar un pic, că nu-i total tata. Ce cum e să ai o soție studentă? Bănuiesc că prietenii și colegii tăi aveau soții mai mature, de alea cu facultatea făcută, care mai puneau soții la punct. Ori aveau soții de care trebuia să ai grijă. Dar nu, cam în mare parte în perioada aia s-a primit așa că toți soțiile tuturor prietenilor cam sunt de o seamă. Sunt facultăți diferite, dar de o vârstă. Dar oricum mă simțeam flatat cu soție tânără. Soție studentă. S-au căsătorit mai târziu de obicei. Cunoscuții noștri sunt și cu doi copii, dar fetele care sunt de o seamă cu mine
au primul copil, abia. Da, noi suntem Vă sunteți mai harnici. Da. De asta și am zis că sunteți un exemplu demn de urmat, pentru că fetele de obicei când se căsătoresc în primul, al doilea an de facultate, abandonează studiile, se dedau familiei, după care e tare greu să revii la carte. Ne-am gândit și la momentul ăsta că poate să-și ia o pauză în studii, dar nu cred că era ok. Că ne-am gândit că dacă ia o pauză, cine știe dacă o să mai revină, dar studiile totuși sunt importante. Uh-huh. Și ne-am gândit să luăm o bonă ca să petreacă timpul cu Paula, cât Nicoleta e plecată la facultate. Eu mă întorceam la ora 3, nu lipseam mult. Da. Două chiar. Adică nu era pe toată ziua și într-un fel reușeam să combin toate aspectele, mai ales și viața mea de studentă, viața socială. Nu cred că aș fi fost gata atunci să mă rup total de lumea exterioară, exact. Probabil m-aș fi simțit cumva departe de societate. Acum sunt gata, dar atunci probabil nu. Da. Te-ai gândit vreodată că ai fi gata să renunți la meserie, să stai total? Acasă? Nu cred. Care e diferența dintre fete? Nu e atât de mare. 4 ani. Practic, când ai scăpat de griji cu Paula... S-a început cu Aurora. S-a început cu Aurora. A fost un copil planificat, dorit sau așa va binecuvânta Dumnezeu? A, deci conștient. Exact. Noi doream și mai înainte. Dar niciodată nu poate fi momentul cel potrivit. Uh-huh. Așa că... A fost serviciu, a fost, nu știu, alte aspecte și tot am mai amânat acest moment. Parcă eram gata chiar și după un an. Dar nu știu, am mai așteptat. De ce? Pentru că voiai să faci un pic de carieră? Pentru că voiai să ieși în lume? Nu, fiindcă din punct de vedere medical nu era indicat, fiindcă a fost cezareană și respectiv trebuia de așteptat măcar 2 ani. Și am așteptat. Asta înseamnă că peste vreun an s-ar putea să mai apară vreun flăcău în familia voastră. Posibil. A, deci sunteți pregătiți. Oricând suntem gata. Când iese badea la cosi, iese și mândra la pășit. Și la oră duminica e tot cu ochii după ea. Și când e joc de alunel, mândruța e tot lângă el. Păi țărâncuță cum e ea, e drept că bade i-ar plăcea. Dar când ricată vorbă el, ea fuge și nu vrea de fel. Dar într-o zi n-a mai răbdat și i-a spus badea supărat. Țărâncuță, țărâncuță, cu bujori în obrăjor, de ce-mi cauți tu pricină? Vrei să uit că-mi ești vecină, când îmi ții calea în grădină, noaptea când e luna nor, tocmai când e luna nor. I-aș vrea să vorbim un pic despre noua generație de oameni activi, cum sunteți voi, care reușesc cumva să se impună în societate. Ori familia Rogac are un nume în societate, zic eu. Cel puțin când am încercat să discut cu unul cu altul, zicea, știu, fata aia care e măritată cu un avocat bun, da? Sau, că e o dinastie de avocați, cunosc, sau fata aceea care coase haine pentru ea și pentru copii. Sau cumva ați încercat să fiți pe linie de plutire. Cum vă reușește? Faceți niște planuri acasă? Citiți literatură motivațională care e la modă astăzi? O agendă bine pusă la punct? Apropo, țineți agende? Eu sunt total împotriva literaturii motivaționale și seminarilor. Apă de ploaie? Da, cam așa. Că Nicoleta deseori mă roagă să-i permit să plece la câte un seminar din ăsta și zic, stai că ți-l fac eu aici și să mai pleci. Fie de mână cu soțul meu. Ce să mai pleci? Uite, îți spun eu tot programul acum. Că trebuie să-ți pui un scop bine definit, că trebuie să te gândești la el, că trebuie să folosești toate instrumentele pe care le ai și să depui efort și să te gândești numai la el și când odată și odată o să obții un... Uneori nu dormim din cauza lor. Mai curând așa. Nu știu dacă îmi vin uneori idei referitor la Rocky sau orice altceva, nu mai până la urmă ține de domeniul pasiunii pentru tine sau ai și studii în domeniul designului? Nu am studii superioare. Am făcut cursuri intensive de croitor modelier.
Și în permanență mă duc, iată, la cursuri, de diferite traininguri, dar cele de specialitate sunt într-adevăr utile. Și să cumperi ceva gustos pentru Paula și pentru Aurora, mergi la traininguri. Eu le gătesc, nu ceva gustos. Nu, oricum nu sunt împotriva tuturor trainingurilor. Sunt traininguri care, într-adevăr, au, și au rostul, și fac efectul. Uh-huh. E ușor, Lucian, să susții pasiunea soției de a coase, de a face... colecții întregi, uite, mai crește Aurora un pic și am înțeles că pasiunea asta reînvie cu forțe noi. Ai găsit un desen animat? Noi nu recomandăm copiilor desenele animate, dar atâta timp cât mame și tată să vorbească, e ok, permis să iei loc acolo pe canapea. Ne facem când nu te vedem. Nicoleta are un surplus de motivare. Poate îmi dea și mie ceva. El mă ajută să acționez, anume. Eu am foarte multe idei, planuri, să zic. Dar... uneori nu iau amploare pe care ar fi trebuit. De exemplu, acum suntem gata să investim mai mult, să creștem. Atunci era așa mai mult amator un nivel, să-i zic. Adică produceam puține rochi. Acum suntem gata să le facem mai frumoase, mai multe. Să le vadă și lumea, nu doar pentru... Să trecem la un alt nivel. Exact. Ești pregătită? Și în asta mă susține. Când am mers prima dată și am cumpărat stofe, și am văzut câți bani s-au evaporat. Credeam, mi-era foarte frică, mă gândeam ce mă bag. Să faci față, să-ți scoți măcar cât ai dat pe... Da. Când vedeam investițiile și care abia începeau, deci totul urmează. Însă Lucian este gata pentru asta și vrem să facem o afacere de familie. Deci nu mai este doar pasiunea mea, sperăm să fie. Pentru că atunci când activam, înainte să apară acest gemotoc alb. Am avut cliente care făceau și a patra comandă, deci de asta cred că le plac rochile și o să revină. Vreau să vorbim un pic despre educația copiilor până vin bunicii aici ca să le alinte. Sunteți părinții care investesc multă dragoste, le spuneți de 100 de ori că sunt cele mai frumoase și că le iubiți? Sau sunteți părinții de modă veche care nu le arată copiilor că iubesc tocmai pentru ca să nu-i răsfețe și să nu-și ia nasul la purtare? Cred că ceva de mijloc. Nici nu le alintăm, nu le spunem în permanență că le iubim, dar nici nu le... Tu ești tatăl dur? Îți permiți să o cerți pe Paula atunci când... Câteodată, da. Mai fac ele niște năzrăvănii? Da, câteodată, da. Când e cazul. E în casa voastră replica asta, e că vine tata? Nu cred. Nu, dacă e vorba să o certe, poate să o certe și mama, dacă e pentru ce. Să știu cât de des se lăsați la bunici. Pentru asta o să-i chem pe bunici alături de voi. E vorba de părinții lui Lucian, pentru că, din câte știu, părinții tăi nu sunt în țară. Da, și o să privească de la televizor imprimarea. Dar atunci când vorbim de confortul unei familii, importantă este familia extinsă, pentru că un copil fericit este un copil care își cunoaște bunicii, unchii și mătușele. Tocmai de aceea, astăzi, la emisiune, pe lângă Nicoleta și Lucian, au venit și bunicii, părinții lui Lucian, familia Rogac. E vorba de doamna Angela, de domnul Mihai și, bineînțeles, de unchiul, de bade Andrei. Nu știu dacă îi spune tu sau dumneavoastră, vedem cum e regula în familie, dacă e cu mata sau este per tu, pentru că și aici sunt foarte multe de discutat. Trecem bariera și diferența de vârstă. Eu vreau să vă zic bună seara și vă invit aici pe scenă, în lumina reflectoarelor. Bună seara, bine v-am găsit! Ce frumoși sunteți și aveți pentru așa o energie foarte frumoasă! Mulțumesc tare mult!
tare frumoase. Vă mulțumim mult pentru invitație. Nu e ziua mea astăzi. Nu e ziua noastră, dar... Sunt frumoase, vă mulțumesc frumos. Și o să o întreb pe doamna Angela pentru început. Ziceam și în afara emisiei, nu-mi place să dau și să pregătesc întrebări, tocmai pentru că viața noastră, din păcate sau din fericire, nu are niște reguli foarte bine scrise după care putem să mergem. Aveți doi băieți extraordinari. Acum mă refer la Lucian și la Andrei. Și la Andrei. Și sunteți astăzi în studioul nostru datorită băieților, care au ajuns oameni, zic eu, cu litere mare în viața asta. Spuneți-mi, e mândria familiei? V-ați gândit că peste ani băieții ăștia o să vă aducă atâta satisfacție? Da, mă mândresc cu băieții mei, mă mândresc cu nororile mele de acum, cu nepoții. Dacă aici nici nu mai zic, e vorba de o meserie care trece de la tată la fecior. Eram conștienți că o să ajungem departe, dar nu știam că și la televiziune să avem o invitație. Ce frumos, dar cum vă gândeați atunci că o să ajungeți departe? Să-mi spuneți și mie, că sunt tot în situația dumneavoastră. Deci, departe, când ai nepoți, da, ești fericit. Și aveți și nepoțele, va binecuvântat Dumnezeu și cu fetițe. Nepoțele și sperăm în curând, poate ne va bucura și Andrei cu nepoțele. Nepoței sănătoși să fie. Da, sănătoși asta. Vă zic să mergeți să vă așezați acolo, alături de dumneavoastră, pentru că acolo să curgă discuția mai bine. Și vreau să invit acum alături de mine pe o tânără mămică, care este un ghemotoc de energie. Și atunci când ziceam că în viața asta ador familiile care cumva nu stau locului, indiferent de câți copii au acasă, știți că și Mariana Șura face parte tot din gașca asta. Bună seara, draga mea! Uai, ce frumoasă ești! Bună seara și bine te-am găsit! Să știi că familia Rogac nu o să se supere dacă un buchet o să ți-l dau ție după emisiune. Îți mulțumesc mult! Zicea cineva că o femeie frumoasă trebuie neapărat să meargă cu un buchet de flori în mână atunci când este în stradă, ca să întoarcă lumea capul și să gândească de la cine sunt. Așa este, da. Florile pentru noi mereu sunt binevenite, așa că de la femei nu des primesc flori, poate la concerte sau de ziua mea, dar am să rămân plăcut surprinsă de acest gest. Zi-mi, te rog, cât de activă ești în această perioadă, ești însărcinată, felicitări. Mulțumesc mult. Se vede pe fața ta care radiază. Dar nu stai acasă, la fel ca și Nicoleta. Ai muncit până la sarcină, a crescut un pic... Am muncit și cu Evelina, fiind însărcinată până în 8 luni, de la o lună și ceva mi-am reluat activitatea. Așa sunt și în această sarcină, chiar dacă se spune că cu anii suntem mai obosite, mai epuizate, nu sunt genul de om care stă, am muncit, muncesc și sper să muncesc. Deci n-aș vrea să fac o pauză foarte mare, dar evident să fiu și o mămică bună, să-i acord atenție celui micuț. Uite, și... vezi ce te așteaptă? Da, cu Doamne ajută să frățiorul sau surioara, încă nu știm ce va fi, să fie un copil binevenit, un copil care va avea atenția cuvenită și evident că și mama să nu uite, să nu-și uite meseria, să-și facă datoria de interpretă, să onorez toate concertele, toate invitațiile, deci o să încerc să fiu, cum se zice, super mamă, da? Pentru că în cazul nostru așa este, ca și la tine, de aici ai filmări, de aici copilul poate plânge, trebuie să îl alăptezi, deci sunt multe situații așa mai, să zicem, mai puțin cunoscute, scoase, da, da, pentru alte profesii, hai să zicem, dar asta este profesia noastră și ca să reușim în toate trebuie să ne conformăm. Mai vorbim despre noi mame, despre super mame când ajungem acolo să ne așezăm. Eu sper că nu o să muncești din greu astăzi alături de noi. Vreau să Plăcut. Te simți bine, da, să vorbim despre mamele frumoase și puternice și despre copiilor sănătoși și deștepți. Așa că te las să ne cânți, după care vii alături de noi. Cel mai frumos cuvânt rostit pe acest pământ, atât de drag și sfânt, mama. Ce dulce, uimitor, mereu atrăgător, șoptim noi cu mult dor, mama. Florile de ziua ta, măicuțe-ți dăruiesc, zilele mereu senire îți doresc, cântece cât voi trăi, eu ție am să
Mulțumim! Te rog să vii, să ia loc alături de mine. Frumoasă melodie, dar avem o mamă frumoasă aici în studio, că celălalt a plecat cu Aurora. Știu că se cresc băieții greu. De ce? Pentru că băieții sunt mai neastâmpărați, mai ambițioși. Mai legați de mama, dacă vreți, mai mămoși, deși se spune că cumva sunt mai duri. Atunci când sunt copii, știu că mama este centrul universului. Și vreau să mă împărtășiți cu experiența cu care ați crescut pe flăcăi ăștia doi atât de frumoși și de importanți astăzi. Deci nu știu cum au trecut anii și au crescut așa de mari. Nu știu, diferența într-adevăr este mică, a fost greu la început. Gelozie cred că n-a fost din partea lui Lucian când s-a născut Andrei. El n-a înțeles că trebuie să fie alintat, că prea repede a apărut Andrei de asta. Da, avea 2 ani și 8 luni, dar oricum îl puneam ca să lege pe Andrieș în cărucior, îl legăna, avea obligațiunile lui pe timpul acela. Dar, nu știu, au crescut fără mult efort, n-am avut așa probleme nici cu școala, nici după, nici cu universitatea. Ce rol a avut tata, pentru că acum e la modă și toată lumea zice... Tata trebuie să participe activ la creșterea copiilor, trebuie să asiste la naștere, trebuie din primele zile să fie alături de copii. Pe vremea părinților noștri, generația părinților mei și dumneavoastră, cumva tata nu prea avea timp să stea lângă copii sau altfel au fost educați din familie. Era ocupat cu serviciu, dar oricum se implica cu orele libere, era cu băieții undeva prin oraș, ca și acum de altfel, adică oricum participa și tăticul. Domnule, hai spuneți, cât de mândru era tata cu feciorii. Da. Când ai doi feciori, e cazul să alegi o strategie deosebită în a-i forma pe ei ca bărbați. Și prima ce mi-a venit mie în gând, să-i dau la o secție de sport. Și cu asta am reușit, pentru că vedeți ce a ieșit din ei. Băiați înalți, puternici. Ce sport ați practicat? Da. Ce au făcut? Deci unul judo, altul basket, mai mult, adică mixt de sporturi. Aveau dreptul să se plictisească sau nu? Nu aveau dreptul, nu, pentru că mereu erau ocupați. Deci, eu eram cu plictiseală. Mai târziu am găsit de cuviință că așa a venit tendința în viața noastră după suveranitate, copiii să cunoască cât mai multe limbi. Și acum văd că se descurcă când merg în vacanță, se bucură, cunosc și pot purta de la egal la egal discuții. Da? N-a fost o convingere, a fost din propria inițiativa lor. A fost mai perseverent în sport Andrei decât Lucian. Lucian începea și... repede se plictisea. Poate nu era sportul pentru el. Da, dar Andrei a urmat tot ce... Și alegerea meseriei, vreau să vă întreb pe voi, a fost tata un exemplu? Tata. Cum a fost? Andrei? A fost și un exemplu, a fost și un motivator. Adică când am finisat noi liceul, nu se mai punea întrebarea. Nici nu că nu ne-a întrebat nimeni, dar era clar că ne dorim profesia asta. Era o dualitate, pentru că Angela era lucrător bancar și eu avocat și ei stăteau la cumpână. Ori. Am cântărit care meserie să furie. Da. Deci au hotărât să meargă pe calea tatălui, adică să devină și ei avocați. Și eu mă bucur de asta, pentru că sunt avocați prosperi, plini de succes. Și mai mult că și Nora, soția lui Andrei, tot e avocat. Așa că să rămân în minoritate. Eu cu Nicoleta rămân în minoritate. Da, putem spune că suntem o dinastie de avocați, deși suntem doar 2 generații, dar eu cred că o să creștem în continuare, ne asumăm. Ai înțeles, Paula, ce trebuie să înveți? Să fie o continuitate frumoasă. Bine, Paula. Bine. Andrei, Lucian, vreau să-mi spuneți despre exemplu tatălui, pentru că, ziceam, mama este cea care are grijă de confortul căminului familiar, dar până la urmă tata este cel care educă băieții. Domnul Mihai foarte clar a zis, i-am dat la sport pentru că știam că trebuie cumva să fie ocupat, să nu se plictisească. Pe urmă nu s-a pus întrebarea ce facultate să facă, era clar că o să meargă la drept. E tiranul ăla care v-a motivat ca după asta să-i mulțumiți și să spuneți că nu a fost atât de tiran cum părea? Nu pot să tiran în sensul frumos al cuvântului, motivator. Nu a fost o tiranie și faza cu sportul, cu limbile străine, nu au fost impuse. După cum a spus și mama, a fost o liberă alegere.
Doar că fratele a rezistat, a continuat și cu sportul și cu limbele străine. Eu cam repede mă plictiseam, nu prea îmi plăcea. Și am încercat mai multe, și limba engleză, și limba italiană, și basketul. Și știu câte un pic din toate, dar nu sunt profi, nu pot să spun că sunt un profi. Andrei, ți-era frică de tata în adolescență? Să nu-l dezamăgești, să nu-l faci de rușine, să nu te ridici la înălțimea așteptărilor? Tata nu era niciodată sever cu noi, dar tot timpul avea seriozitate și impunea oarecare autoritate prin asta. Dar niciodată nu a ridicat mâna sau vocea. Și tot timpul spunea, trebuie băieți de făcut, dar ar fi bine. Și încetișor ne ghida unii pe ce cale trebuie să mergem. Și în ce privește profesia de avocat, cred că deja prin clasa 8-a, 9-a, picătură cu picătură ni s-a implantat în ADN că, uitați-vă, asta e calea voastră și voi alternativă n-aveți. Și noi nu am contrazis, adică am știut că... Profesorii de la facultate îl cunoșteau, îl cunosc pe tatăl dumneavoastră, era cumva păcat să nu cunoști o temă, pentru că zicea, băi, cine-i tai că tu știu? În mare parte, da. În mare parte din profesori, da, îl cunoșteau pe tatăl. Și trebuia să corespundem anumitor standarde, adică era mai ridicată planca, baremul era mai ridicat pentru noi. Domnul Mihai, ați pus vreodată pile pentru feciorii dumneavoastră? Niciodată. Deci eu le-am sugerat să fie cei mai tari, oriunde ar merge ei în viața asta de toate zilele. Și de fiecare dată s-au descurcat. Andrei în septembrie s-a întors din Londra, unde a făcut un an de zile masterat într-o universitate prestigioasă. Deci eu îi las tot timpul la discreția lor, să facă ceea ce vor, dar să facă bine pentru toată dinastia noastră. Dar să facă bine. Familia Rugac, da. Da. În consecință, iasă ceva frumos. Dar lucrați împreună sau nu? Noi suntem asociați între noi ca avocați, adică nu... Dar la lucru nu ne intersecăm. Da, fiecare are... Care are domeniul lui de activitate. Da. Pe ce sunteți specializați? Ce vă place mai mult să descoperiți? Mie îmi plac, spre exemplu, consultanța juridică și arbitrajele. Asta e misiunea mea. Ei preferă altceva. Deci... Ei sunt mai tineri, mai ferbinți, s-ar putea să certe teme. Spuneți, băieți, Andrei, Lucian. Andrei e civilist. Eu mai mult mă ocup de cauzele penale. Civilist, dar... Acum, recent, m-am întors din Londra și am studiat drept concurenței și deja mă specializez în concurenții, dar în același timp sunt într-un proiect internațional și deja mă respecializez și în achizițiile publice. Se întâmplă tata să aibă nevoie de sfatul vostru acum, să vă sune, să vă întrebe pe o cauză sau pe alta, pentru că sunteți mai tineri și cumva legislația la timpul prezent e mai pe gustul vostru? Există. Sau nu își permite? Există așa situație. Recunoașteți tatăl alții la plăcăi? Eu intervin la ei pentru că sunt termeni în engleză pe care nu îi deșifrez 100% și atunci apelez. Încât ei cunosc italiana, engleză și imediat îmi spun, tăticu, uite aici așa, poate fi interpretat așa, așa. Le mulțumesc pentru asta. Spuneți-mi altceva, cum au intrat nororile în familia Rogă? Cum le-ați acceptat? Cum v-au acceptat ele pe voi? Pentru că e foarte important atunci când ai băieți să înțelegi că ele o să aducă flăcăi în urori acasă. Eu de fiecare dată zic, las că băieții o să-ți aduc fete, nu băieții o să-mi aducă în urori, nu fete. Prima a intrat în casa noastră Ina cu Andrei. A intrat treptat, nici n-am simțit și acum o percepem ca de noastră, ca fica din noastră, familia noastră, fica noastră, nici nu... Nu ne gândim, adică toți suntem o familie. Pe urmă a venit Nicoleta tinerică, timidă. Noi ne-am adunat toată familia, ca de obicei. Dar ne-am plăcut deodată. Eu, cel puțin ea, mie mi-a plăcut deodată. Și mie, eu îmi făceam grijă, chiar mi-era foarte frică de acest moment să fac cunoștință cu părinții, cu mama mai ales, pentru că știam mitul că soacra poate fi foarte protectivă, într-un fel fiul ei este cel mai bun de pe planetă și nu există o fată care să o merite. Aveam diferite idei preconcepute care s-au spulberat atunci, mai ales că am avut și avem multe interese comune.
mama tot coase, de această rochiță. E făcută chiar de mânuța ei. Păi, în viitoarea ta afacere de familie o să lucrezi cu coase și cochetează puțin cu culorile. Da, mama, și pictează. Mama pictează puțin. Sunteți o fire artistică. Da, necătând la cei că am terminat facultatea de economie. Dar ați avut timp în viață pentru pasiuni? Sau abia de acum începeți să tatonați? Bunicuță și mamă și soacră și am timp ca să cochetez cu culorile și cu cusutul. Nicoleta, atunci când ziceam cum te-au primit ei, mă gândeam și la tine, pentru că să intri într-o familie de avocați, cumva, da, e responsabil, trebuie să te ridici la nivelul lor, deși și tu vii dintr-o familie de profesori, da. Deci cumva tot din mediul intelectual ți se trag rădăcinile. Te-ai coafat cumva deosebit, te-ai îmbrăcat pentru prima întâlnire cumva să placi socrilor? L-ai bătut examen la cap pe Lucian și ai întrebat ce place mamei, ce place tatălui ca să-mi dau greș? Păi era complicat, cum să nu fiu nici cu fusta până în pământ, dar nici mai sus tare de genunchi, nici prea machiată, dar nici ca la sport, adică m-am străduit. Sper că nu s-a observat. Dar m-am străduit să fac o impresie bună, care sper că așa și-a rămas. Noi le-am îndrăgit din prima și pe Ina și pe Nicoleta. M-ați avut în control. Și acum... Deci le percepem ca și fetele noastre, încât noi n-am avut fete, dar și o experiență și mai frumoasă sunt nepoțelile pe care ne le-a adus Nicoleta. Ele sunt iubirea noastră, tezaurul nostru. Ne ducem doar pe parcursul săptămânii, dar sâmbăta sau duminica ne întâlnim toți la Plăcinte sau la Colțunaș. Ultima oară ne-am întâlnit la bunica. Să documentați. Sunteți da. Familia care își adună rădăcinile fiecare sâmbătă. Da, avem tradiție. O dată în săptămână, în weekend, sâmbătă sau duminică, ne întâlnim tot. Și gătește mama? Da. Pentru da. Toți? Da. Excursii. Și foarte multe feluri. Că noi dacă vedem doar două feluri de tort, deja ne mirăm. Da, două feluri de tort. Da. Desert. Mama are plăcintele, noi bărbații cu grătarul. Asta e. Da, mama ne lintă, în weekend ne lintă cu mâncăruri bune. Așa că pentru toată săptămâna să ne giftuim. Dar vă giftuim. Plăcă atunci când v-ați ales jumătățile, vă gândeați să placă mamei și tatălui Andrei? Că am înțeles că nevasta ta a venit pe poză prietenă, bănuiesc colegă, cumva altfel a intrat în casă. Soția mea tot este prin profesie avocat și este în același timp și lector universitar. Și... ea este așa o fire mai disciplinată, mai cumpătată, știe să-și aleagă cuvintele, așa că ea știut să facă o impresie bună. Ușor, ușor a știut să facă impresia bună. Da, bravo, bravo. Da. Lucian, zi-mi și tu. Știai că o să-i placă Nicoleta, mă? Eram absolut sigur. Sau ți era tot una, să-mi placă mie? Nu, eram sigur că o să le placă. Deci, Nicoleta ne-a cupleșit cu bunătatea ei, cu zâmbetul ei. Cu tinerețe, da, probabil. Și tinerețe, sigur că da. Când eram așa cum a spus tata, cu bunătate. Cu bunătate. În primul rând, eram sigur că o să le placă, că era o fire dulce, bună. Da, complimente, mă plătesc. Țin minte momentul când eram la nuntă, noi în capul mesei și ascultam discursurile oaspeților, urările de bine. Și mama spunea că Nicoleta a intrat în casă cu un miros de iarbă. Verde, da, miros de iarbă, de primăvară. De primăvară. De primăvară, credem. Așa cunosc. Apropo, vreau să spun că piesa Mariani a fost ca un cântec de leagăn pentru Aurora. Eu ziceam că, paradoxal, dar de cele mai multe ori copiii mici adorm în studioul ăsta, deși se dispută destul de tare, sunt melodii, există o echipă foarte mare pe care nu o văd telespectatori, dar probabil că energia cu care veniți în studio cumva reușește să învelească copiii cu aură pozitivă și visează dulce. Mariana, acum tu de la familia asta, mă gândesc că te așteaptă și pe tine peste cât, vreun an de zile? Exact aceeași situație? Evelina împlinește în primăvară, eu zic primăvară că îmi doream pe 1 martie sau n-ați, dar am născut-o pe 28 februarie. 4 ani, deci va fi diferența de 4 ani și o lună. Desigur că
încerc și eu să-mi închipui acest tablou. De fapt, de multe ori mi l-am închipuit. Unica ce îmi doresc cel mai mult, să fiu sănătoasă și să am putere, pentru că în cazul vostru ești mult mai tinerică decât mine și probabil că forțele sunt și mult mai multe. Păi nu am 101 an, dar meseria mea m-a făcut un pic să-mi mai epuizez din baterii. Dar uite că acest exemplu mă încarcă și îmi dă speranță să fiu și eu la fel de optimistă și chiar dacă e o perioadă un pic mai grea, totuși sper și eu, trag nădejde că Evelina va înțelege și mă va ajuta, măcar cum ați spus dumneavoastră, o să-mi dea leagănul, o să-mi dea un scutec, ceva, deci niște lucruri care sunt în ajutor. Eu trebuie să fiu super mama, nu mă interesează 2 ore pe noapte, dorm o oră, eu trebuie și gata, pentru mine asta a fost verbul, eu trebuie. Ia să o întrebăm și pe Nicoleta, la ea tot eu trebuie. Eu vreau și eu sunt gata. Chiar de data asta sunt mult mai mamă decât inițial. Atunci aveam și 21 de ani. Bine, acum am 25, wow, tare mult. Vezi, diferența de 10 ani. Și eu, mama, a fost prima dată la 31. Și acum iarăși 4 ani și o lună diferența, același lucru. Acum sunt mult mai pregătită, sunt dedicată total și avem iată ajutorul acesta, care acum văd că nu vrea să ne ajute, dar de Aurora are grijă. Ne făceam... Ești o mamă mai calmă? Ei e lucrurile mai ușor? Nu te mai deranjează colicii, nopțile nedormite, scutecele călcate, apă răcită pentru băiță? Nu. Noi nu cunoaștem așa ceva. Chiar suntem foarte liniștiți, foarte calmi. Bine, mai sunt momente, poate, când ea mai plânge. Dar știm cum să intervenim prompt atunci. Nu ne mai facem griji, nu mai sunăm toți cunoscuți și răscolim internetul și sunăm pe la medici. Adică suntem pregătiți, suntem cu experiență. Nu vrei să ne cânti o melodie, să schimbăm subiectul? Desigur, pentru că am și eu acasă o fetiță, Evelina, și în platou sunt aceste două bombonici. Am să cânt piesa Evelina. Hai să fie dedicată fetițelor voastre și, de ce nu, tuturor nepoților care vor apărea în familie, dacă vor fi fetițe. Dragoste, rai, tu aștept.
Stați și mă gândeam acum când cânta Mariana la noi ca și protectori, cât de mult ne protejăm copii, cât de mult ne place să îi învelim în aura asta ca să crească cumva lipsiți de griji. Și acum vreau să vă întreb pe dumneavoastră, pentru că sunteți cu mai multă experiență, după care o să-l întreb și pe Lucian cu Nicoleta, cât de mult v-ați păzit băieții de tot ce se întâmplă în exteriorul casei? Cât de mult i-ați ocrotit de gurile rele, de dușmani, de probleme, de neajunsuri, de lipsa banilor din familie sau de oricare alte neajunsuri? Cum a fost? Băieții au participat activ la viața socială sau nu? Au crescut în globul ăla roz, frumos? Au fost de toate. Am trecut prin multe etape, ca și toți. Prin etape mai grele, prin etape mai ușoare. Adică au fost de toate în viață, dar erau la curent când sunt bani, când nu-s bani, când trebuie când să mergem cumpărăm... în vacanță, când nu mergem în vacanță, de ce nu mergem? Mergem în vacanță și erau înțelegători, adică nu băteau piciorul în prag că vreau asta sau asta. Adică și până la urmă, dacă au fost și unele momente mai grele, toți trebuie să meargă și să împiedice, să cadă jos și să meargă mai departe, adică greșelile și le asumă. Ei au fost băieți care s-au oferit de droguri, de alcool, de... ei permanent și-au văzut de treabă. Au făcut carte și sport. Iată, asta e îndeletnicirea lor principală. Și eram conștient că dacă eu să fie băieți voinici, o să aduc și fete frumoase la casa noastră. Ușurele. Da, și uite acum, da, culegem roada. Cum i-ați ferit de tentațiile astea ale adolescenților, ale copiilor de cartier? A fost un moment interesant la noi, nu știu dacă e cazul de... Spuneți ca să învățăm din experiența dumneavoastră, pentru că la perioada adolescenței... Era prin clasa 6-a și cineva ne-a sunat că Lucian fumează. Și ce i-ați făcut? Și... Dar ce i-am făcut? O discuție serioasă cu tata! Dumneavoastră nu fumați? Da, nu. A fost o explicație în scris, că le avem și acum explicațiile în scris. Și explicația Andrieș era prin clasa 3-a, 4-a, dar toți au scris explicații, așa era tata. Declarați în minte. Eu n-am scris explicații. Ca într-o familie veritabilă de avocați, cu declarații scrise și semnate să rămână pentru istorie. Pe lângă declarații, explicații, a fost și am alergat noi. Ne-a trezit tata a doua zi după aia la 6 dimineața și ne-a pus să alergăm. Da, a alergat și Andrei. Da. Dar el ce vine alergat? Dar eu nu eram vinovat cu nimic, absolut. Și era scris cam așa, mă oblig să nu mai fumez, că în caz contrar o să merg cu troleibusul la școală. Sau pe jos, și mai bine. Da, și era semnătura, data, semnătura. Că acum le avem în archivă. Foarte complicat să întorci copiii în albelor atunci când există prieteni, colegi și cunoscuți care cumva te tentează și îți dau totul gratis. Cred că un plus mare a fost faptul că ne-a dat pe vremea aia la un liceu, pe când erau numai gimnazii. Și oricum în ce liceu ați făcut? Liceul Dante Alighieri. Liceu român-italian. Oricum, în liceu era o altfel de categorie de copii, de părinți. Părinții aveau grijă de copii, ce fac copii. Și liceul era foarte departe. Adică nu că foarte departe, dar nu era în imediată apropiere de casă. Erau gimnazii la 100-200 de metri de casă. Dar eu vedeam și eu pe atunci că atmosfera era cu totul altfel în gimnaziile alea. Se drogau chiar în spatele școlii, beau, adică erau cu totul altfel atmosfera în gimnaziile alea. Și un plus mare, și le mulțumesc și acum părinților, pentru faptul că ne-au dat la liceu. Cred că a fost un efort pentru ei atunci. Da, dar țigara atunci și s-a terminat cu țigările, adică nu a mai urmat. A fost ultima experiență a lui Lucian. Nu, a mai fost una, două. Care explicații mai mi-ai scris cu tata părinților. Da. Da. Fără explicații. Da, nu, n-a fost vorba de droguri. Drogurile nu. Niciodată n-a. Andrei, acum mă gândesc că cumva fratele ăsta mai mare se dă bătaie de cap. Trebuia să-l urmezi peste tot, să te ții după el. Dacă o zis, badea, așa trebuie să faci. Și explicația e scris nu știu de ce. Deci nu aveai nici o treabă. Mie mi-era mai ușor, pentru că Lucian de obicei tatona terenul, de exemplu, pentru a ieși în oraș undeva sau pleca la discotecă. Da, el tatona terenul, dar mie mi-era ușor, eu din urmă, încetişor așa,
Sigur că el nu vroia să mă ia cu el, pentru că erau băieți mari, flăcăi mari, eu eram mic. Și erai părăcios care venea acasă și spunea? Nu. Eu eram fidel cauzei. Nu se trădau, nici Lucian nu-l trăda, nici Andrei nu-l trăda pe Lucian. Solidaritate. Da, i-ați crescut în spiritul ăsta că unul îi badea și celălalt trebuie să asculte, pentru că am mai încercat, mic, era badea, început, dar nu... A fost badea la început. La început. A fost badea, dar pe urmă, nu știu... Dar nici părut. Diferența de vârstă nu e chiar așa de mare ca să poți... Vă place să lăsați copiii la bunici și să îi vadați doar pentru voi doi? Asta există momente pentru voi doi? De când s-a născut Aurora? S-a întâmplat, iată, acum în weekend? Așa, o zi frumoasă, mulțumim! Da. Fetele au fost la bunici, noi am ieșit în oraș, am fost la film... Asta da, mai încercăm să ne creăm câte un moment din ăsta să rămânem doar noi în doi. Da. Și pentru asta le mulțumim bunicilor. Acum cu Aurora mai rar se întâmplă, fiindcă Aurora necesită mai multă atenție și grijă. Nu-i place să stea singură și nu-i place să stea fără atenție, fără mișcare. Paula, când era mică, puteai să o lași în pătuc și se uita, se avea distracție, singură știa. Ea știa că mama trebuie să învețe. Acum Aurora știe că mama nu are. Probabil, era super liniștită, dar Aurora nu prea. Și bunii cam se stresează când o lăsă mai mult la ei. Aurora știe că o să fie în brațe la mama toată ziua și la bucătărie și în baie și peste tot. Și simte miros. Simte miros. Probabil, mama. Da. Da, așa am obișnuită, dar oricum, parcă nici nu vreau să o las. Am o oră dimineața la dispoziție, așa, ieșcând-o dintr-un spațiu în altul și cu diferite jucării, dar așa, toată ziua. Aș vrea să faceți câte un gând frumos pentru cei de acasă, pentru cei care s-au căsătorit și se gândesc peste vreo 10 ani să facă copii, că deocamdată au de făcut carieră și n-au cum face copii. Vreau să le demonstrați și domniile voastre bănuiesc că repede după ce v-ați căsătorit au apărut flăcăi. Nu ați locuit vreo 10 ani să vă faceți de toate, după care să nașteți copii? Noi suntem de modă veche, ne-am întâlnit de 2 luni, după care ne-am căsătorit. La Oana a apărut Lucian, așa că la noi a mers totul repede. Și a fost bine. Și a fost bine. Puneți-le celor de acasă că nu e bine să stea 10 ani, să-și cumpere apartament, câte o mașină fiecare, să facă carieră, după care să se gândească dacă o vrea Dumnezeu să ne mai dea și un copil. Totul merge... Merge cum trebuie, dacă te grăbești. Eu cred că în viața asta trebuie să ne grăbim. Trebuie să ne grăbim să facem lucruri frumoase. Să ne grăbim să facem copii. Să ne grăbim să creștem nepoții. Vorba cânticului, deci viața e frumoasă dacă o trăiești. Viața e frumoasă dacă o iubești. Așa azi și așa mâine, așa poate și păi mâine. Uite, asta e, trebuie să fie motoul vieții la fiecare familie. Să iubească viața. Îmi pare rău că părinții mei nu sunt aici de față. Și poate, fiindcă deja de la 16 ani nu mai sunt alături de mine fizic, și poate asta și m-a motivat întotdeauna să-mi doresc o familie mare și aproape. Că v-ați mirat că atât de vreme m-am căsătorit, mai ales acum, când majoritatea își întemeiază familiile după 30. Mi-a lipsit și am vrut să aibă copiii mei. Și eram absolut gata și știu să o prețuiesc, știu să o simt, să mă bucur cu am. De asta, și știu că plecările, dacă și se întâmplă, ele nu trebuie să dureze, deoarece atunci când se pleacă pe o zi, pe 3, pe 5, pe o lună, și deja pot fi și 10 ani. De asta ne ținem aproape și împreună. Bine, această emisiune o să-i convingă să revină mai devreme. Da. Acasă, din Italia. Să vină toți copiii, toți părinții la copiilor, pentru că oricât de mari nu am fi, până la urmă rămâneam a fi copii pentru părinții noștri. Eu cred că trebuie să punem punct aici emisiunii, pentru că s-au spus cuvinte frumoase și n-ar vrea să le pierdem pe drum. Ultimul cuvânt este al tău, muzical de pe scenă. Trăiește-ți viața din plin. Ce vă doresc și vouă, o viață frumoasă, pentru că vreau să vă cânt piesa Am o viață frumoasă. Vouă vă doresc o viață cât mai frumoasă și tuturor telespectatorilor. Iar vouă vă mulțumesc că v-ați făcut timp pentru noi, să vă faceți planuri pentru viitor, să le realizați în primul rând, să devii ceea ce îți dorești, iar băieții ăștia doi să fie bucuria cea mare a părinților, pentru că pentru asta trăiesc părinții, pentru copiilor și pentru nepoți. Iar celor de acasă, simplu, ca de fiecare dată, iubiți ceea ce aveți în preajmă, pentru ca să puteți fi cu adevărat fericiți. O seară frumoasă tuturor! Vă mulțumim! We'll be right back.
Ce frumoasă-i viața când ești fericită, îndrăgostită și mereu iubită. Eu viața mea, acum tot ce-mi doresc, decât, Doamne, ție să-ți mulțumesc. Căci am o viață frumoasă, frumoasă, adorată și norocoasă. Și sunt iubită, 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 îndrăgostită și fericită. Căci am o viață și fericită.